Bine v-am găsit, dragi prieteni, la emisiunea Școala Cuvântului. Astăzi continuăm, sigur că, să studiem din Evanghelia după Marcu. O Evanghelie remarcabilă. De ce? Pentru că Marcul, așa cum am vorbit și în materiile anterioare, a fost prima Evanghelie oferită omenirii. Însă interesant, sigur că îi descoperă și pe cei care au urmat pe Domnul Iisus. Așa zice el. Apoi a venit într-un ținut și a zis ucenicilor, primilor ucenici, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Ce înseamnă această metaforă de pescari de oameni? De ce acești ucenici, care mai târziu au fost numiți Sfinți Apostoli, au mers după Domnul Iisus? Alături de mine, în platoul emisiunii noastre, sunt colegii mei și aș fi vrut să îi prezint. Doamna psiholog, pedagog, deci un om activ social, domnia sa, Victoria Ditu. Bine ați venit! Bine v-am găsit! De asemenea și pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7-a, bibleist, master în teologie, om care comentează Biblia, domnia sa, Iulian Romașcu. Bine ați venit! Vă mulțumesc mult pentru invitație! Știți, citind Sfintele Scripturi și în mod special cei ce relatează Evanghelistul Marcu, iar versetul despre care este anterior lecturat, a fost lecturat, se vorbește despre invitația pe care o are, pe care le-a adresat-o Domnul Iisus oamenilor. Și prima mea întrebare, de fapt, cum a fost chemarea Domnului Iisus pentru primii ucenici și de unde și unde i-a găsit? Pentru că nu întâmplător această metaforă este pescari de oameni. Așa este. Da, chiar textele biblice de la Marcu, capitolul 1, începând cu versetul 16, spune locul unde i-a găsit Iisus pe acești viitori ucenici, și anume pe mare, la pescuit. Deci pe malul mării. Ei erau toți pescari. Atât Petru, cât și Ioan, și Andrei, și Iacov, da, probabil că și lucrau împreună sau se ajutau reciproc. Și, de fapt, chemarea Domnului Iisus a fost o chemare simplă și directă. Da, deci în aceasta consider că este și puterea sau magnetul de atracție a Domnului Iisus. Este o putere în cuvântul Lui. Vorbește simplu, dar cu putere, direct, și ucenicii au răspuns. Credeți că a fost pentru prima dată când s-au întâlnit, s-au văzut Domnul Iisus cu cei care le-a adresat invitația? Cercetând și celelalte surse ca Evanghelie, Evanghelie după Ioan, ne descoperă că de fapt acești pescari erau deja ucenici sau urmași ai lui Ioan Botezătorul. Și atunci când Ioan a spus că iată mielul Dumnezeu care ridică păcatul lumii, deci au înțeles că Ioan îi îndreaptă la cel care este mai superior decât el, și ei, deja fiind pregătiți, cu inima deschisă, cu credință, așa cum ne spune și textul, da, au lăsat mrejele, totul și îndată, da, deci imediat când Iisus face chemarea aceasta simplă, spune că ei au lăsat totul, pe Tatăl, afacerea lor, pescuitul, și au mers după Domnul Iisus. Da, se prezintă faptele, deci sigur că da, așa s-a întâmplat. Dar ce era în mintea lor? Hai să încep de la ceea ce era la Iisus. El avea niște scopuri, avea niște obiective, deci avea aceste deziderate, să zicem, dorinți, care să-i treacă printr-un proces educațional, ceea ce înseamnă o transformare din pescari, să-i facă cu, în relaționare cu oameni, adică să aducă vestea lui Hristos. Da, e un proces provocator, știți? Dacă este vreun învățător și ar trebui să-și aleagă ucenici, discipoli, probabil că ar trebui să caute, știu, în locurile unde oamenii se apucă de carte. Iar aici, în loc de carte, oamenii au ucenici sau discipoli lui, au mreje. De ce? Din ceea ce observăm noi, din urmașii sau ucenicii cei care îl urmează pe Domnul Iisus, vedem că
Dumnezeu, Domnul Iisus, nu pune accent pe oamenii, în primul rând, cu studii foarte învățați. Și ei sunt importanți, dar probabil că Dumnezeu vede sinceritatea omului și simplitatea lui. Și aceasta face mai mult, da? Noi uneori ne gândim că cu cât mai mult vom încerca să explicăm, să spunem argumente, prin aceasta îl convingem pe om. Dar, de fapt, uneori e de ajuns să vorbești simplu, succint, dar să aibă un impact puternic. Și iată, Iisus i-a găsit pe acești oameni simpli, care aveau credință, nu se vor baza pe alte filozofii, teorii, și ei sunt mai credibili, pentru că oamenii care au darul de a fi poet, scriitor, ei pot să inventeze ideea lor, teoria lor, da? Ia să inventeze o religie, dar aceștia n-aveau de unde, oameni pescari, nu au idei, teologii, deci ăștia ce au văzut, aceia spun, ce am pipăit, ce am văzut, aceia vă spunem. Evident că din toate păturile sociale, practic, erau prezenți printre ucenicii Domnului Hristos. Și asta înseamnă că și astăzi oricine poate fi un ucenic al lui, indiferent în ce sau ce statut social are. Pentru Dumnezeu, el privește altfel. Are altfel de dimensiuni și alte lucruri cu care el poate să evalueze personalitățile. Interesant spune că în continuare acești ucenici au mers după Domnul Iisus și s-a întâmplat interesant un lucru. În versetul 21, aduc aminte, este Evanghelie după Marcu, capitolul 1. S-au dus ei împreună la Capernaum. Și în ziua sabatului, adică sâmbetei, Iisus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe pe norod. Aici mă opresc. Lucru care mai târziu putem să observăm că pe Marcu îl marchează, deci îl lasă pe el și prezintă de fapt sabatul acela sau ziua de sâmbătă și slujirea care s-a întâmplat, îl lasă deci impresionat. Ce s-a întâmplat în această zi? Ce a fost acolo? De ce evanghelistul Marcu anume prezintă fragmentul acesta? Imediat după chemarea, după ce s-a întâmplat, e chemarea primilor ucenici. Majoritatea creștinilor au câteva momente de neuitat în umblarea lor creștină și acestea pot fi momentul convertirii sau atunci când face această decizie de a-L urma pe Iisus. Poate fi momentul când deja încheie legământ cu Domnul Iisus prin botez, sau poate fi o predică, da, care îl marchează. Și Marcu pune accent pe ceea că foarte mulți au fost impresionați, în primul rând, de puterea pe care avea Iisus în cuvânt. Iată, citesc. Oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturare. Deci, ce înseamnă aceasta cu putere să înveți? De ce? În ce s-a mai manifestat? În primul rând merge vorba de autoritatea lui Iisus Hristos, pe care El o are, se manifestă și asta vine de la Dumnezeu. De ce El, într-un fel, se impune acel învățător care, în urma la această predică, să zicem așa, chiar și demonii recunosc puterea Lui. Asta e un fapt foarte important, pentru că oamenii care cred, ei consideră că credința în Dumnezeu este, să zicem așa, mai superficială, fără a recunoaște, de fapt, ce vrea Dumnezeu de la mine. Și aici demonii parcă anticipează, să zicem așa, judecata de apoi, focul veșnic care urmează, se vede că ei cunosc. Și de aceea și întrebarea este, vrei să ne pierzi? Adică ei au și o frică, ei cunosc această putere autoritară care poate să-i nimicească, numai că scopul lui Iisus era alt. Sigur că trebuie să aducem aminte că exact când Iisus învăța cu putere și toată lumea era impresionată, la un moment dat un bărbat de acolo prezent avea un duh necurat, așa scrie evanghelistul Marcu, și din el începe să iasă voci în care e clar și evident că sunt demonii. Și aceștia cred că Domnul Iisus a venit chiar să îi judece în momentul ăsta acolo pe loc. Puterea pe care o avea Domnul Iisus
și demonii se temeau. Vă dați seama cât de impresionați au rămas și oamenii. Da. La scena aceasta. Pentru mine personal, textul 22 descoperă un detaliu important, că în cuvântul lui Dumnezeu sau în cuvântul Domnului Iisus este putere. Și în ce constă puterea? Dacă îi spuneau că ca unul care are putere, nu cum învățau cărturare. Deci puterea este în cuvânt atunci când el este trăit. Problema cărturarilor, fariseilor sau altor oameni prea religioși era că ei vorbeau una, dar nu împlineau sau făceau altceva. Da? Puterea este atunci când tu faci și spui și altul. Da? Ca și un copil sau cuiva, spre exemplu un medic îți spune nu fuma, nu face, dar apoi îl vedem pe coridor cum ia țigara și fumează. Sau eu ca părinte îi spun fiule, nu-i bine să faci aia, nu-i bine să te duci acolo și fiul mă vede. Atunci gata, eu nu mai am putere, cuvântul meu n-are putere. Și Domnul Iisus prin aceasta și arată că ceea ce El spunea, El împlinea, El trăia acel adevăr și de ce avea putere. Cred că alți părinți ar putea să experimenteze când are cuvântul lui putere și când și nu are. Sigur. Atunci când copiii ia în serios și se realizează dezideratul părintelui și când este neglijată, înseamnă că nu are putere. Și lucrul acesta îl înțelegem. Când prezinte în gazul dat Marcu, noi vedem puterea cuvântului datorită faptului că ea schimbă. Așa. Schimbă atitudine, schimbă lucrurile și chiar eliberează pe om, pe sărmanul cel om, de demoni. De demoni. Puterea lui Dumnezeu, puterea Domnului Hristos. Spuneți, vă rog, a rămas oare aceeași putere astăzi? Da, sigur. E aceeași putere, totul depinde de credința noastră în manifestarea puterii lui Dumnezeu. Versetul interesant în continuare, versetul 29. După ce a ieșit din sinagogă, deci istoria se încheie, a intrat împreună cu Iacov și Ioan în casa lui Simon și lui Andrei. Soacra lui Simon zăcea în pat, prinsă de friguri. Și îndată au vorbit lui Iisus despre ea. El a venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o în sus și au lăsat-o frigurile. Apoi a început să le slujească. Lucrul acesta s-a întâmplat exact în aceeași zi de sabat. Probabil că Simon sau Petru, mai târziu numit, l-a invitat pe Domnul Iisus și pe prietenii săi ca să meargă la prânz acasă, deci în ospeție. Dar s-a descoperit că acolo zăcea o doamnă, zăcea soacra lui Petru, deci o persoană importantă în casă. Și s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Spuneți-mi, vă rog, prin ce se deosebea, iată, Domnul Iisus, chiar atunci când în ziua de sabat sau în ziua sâmbetei, El, intrând în casa lui Simon, săvârșește, iată, această minune. Care este, ce ne spune nou acest procedeu? Pentru mine personal este răspunsul că Iisus nu putea să treacă pe undeva sau pe alături de cineva ca să nu împlinească nevoia acelui om. Și fiind în această casă, sigur că, așa cum ne spune textul, mai multe texte biblice, că El avea milă, I s-a făcut milă. Da, și mila aceasta nu este o milă pasivă, da, a intrat în casă și pune uneori și noi, of, da, e bolnav, vai de el, sărmanul, și asta e tot. Deci, în fel, noi compătimim doar. Dar Biblia, când ne vorbește că Iisus are milă, mila Lui este activă. Adică El nu doar pur și simplu compătimește, ci El este gata să facă, să se implice. Și de ce Domnul Iisus, știind de problema pe care o avea soacra lui Petru, El este dispus să facă totul din partea Lui pentru ca să rezolve problema din familia lor. Spuneți-mi, cu ce se deosebea acea zi de sabat? De zi de sabat, nu doar în sinagogă sau nu doar într-o biserică, hai să zicem în limba noastră, ci și acasă. Domnul Iisus este același. Atât în sinagogă, adică acolo când a predicat, și erau oameni prezenți în public, cât și în particularitate undeva acasă, la cineva când intră. Și lucrul acesta, domn pastor, ați menționat. S-a încheiat activitatea Domnului Iisus în ziua aceea sau
se făcea, sau lucrarea lui continua. Da, lucrarea lui continua și aceasta se observă că în continuare el vindecă și iarăși vindecă, oamenii veneau, plecau și tot așa, dar Iisus era gata să le slujească și aici e un mare adevăr pe care noi oamenii să înțelegem că Iisus pune mai presus necesitățile sau suferința sau boala sau altceva omenirii a omului în cauza care este. Și el vine la el cu tratare, cu vindecare, cu ceva bun pentru sufletul lui, ce are nevoie. Și în acel moment el răspunde anume nevoie, că soacra avea nevoie de asta, demonul avea nevoie de alta. Oamenii, fiecare din noi oamenii avem nevoie de ceva, dar sunt două alternative. Ori noi suntem de partea lui Dumnezeu sau noi suntem de partea lui Satana. Și aici depinde de alegerea noastră, pentru că în mare parte, da, Hristos face foarte mult și a făcut foarte mult din partea sa, dar este desigur în concordanță cu omul, dar depinde de noi dacă acceptăm aceasta. Și odată ce noi am acceptat, noi lăsăm ca puterea divină să unească cu forțele umenești și să aducă la un bun sfârșit această vindecare. Da. Dacă îmi permiți, aici un detaliu care tot m-a impresionat este textul 32. Uh-huh. Da, seara după sfințitul soarelui au adus la el pe toți bolnavii și îndrăciții. Da? Deci e un aspect interesant. După cum s-a citit și mai devreme, sabatul, înțelegem că este vorba despre sâmbătă, dar spune că totuși toți cei care au venit, ei n-au venit în timpul zilei, dar au așteptat să sfințească soarele. Da? Ceea ce arată că ei așa înțelegeau dacă ziua de sabat nu este pentru vindecare, da? Că e ca un lucru. Dar istoria puțin mai devreme cu soacra lui Petru arată că totuși Iisus a vindecat în sabat. Și atât aici e o problemă care apare deseori în lumea, mentalitatea creștină, da? Că în sabat oamenii gândesc așa că nu trebuie să faci nimic. Ai stat așa, te-ai sculat dimineața în pat, doar cu Biblia în mână, doar te-ai dus la biserică și asta e tot și mai mult nu te atingi de nimic. Dar ceea ce Iisus vrea să spună că trebuie să fim atenți, da? Să nu fim cumva legaliști, ca farisei, da? S-au dus în ospiție la o masă de părtășii, cu cine? Cu prietenii, da? Cu colegii, la Pietru acasă. Și acolo era cineva cu nevoie, cu o problemă, cu o boală și Domnul Iisus și în alte ocazii arată că El este dispus să ajute, să vindece pe cel care este bolnav, pe cel care are o povară pe suflet. Și aceasta ne descoperă mult despre atitudinea pe care o avea Iisus față de oameni și atitudinea pe care trebuie să avem și noi față de oameni. Interesant, e sigur că acolo unde intră Iisus, în orice casă unde intră Iisus, acolo este vindecare. Fie de suflet, fie corporal, cu siguranță că Dumnezeu neapărat schimbă lucrurile și vindecă. Dar seara, așa cum ați menționat, după apusul soarelui, zice, toată cetatea era adunată la ușă, versetul 33. Toată cetatea, vă dați seama, e greu să imaginezi toată cetatea, da, la o casă. Da, că de ce? Oraș. De ce așa s-a întâmplat? De ce toată cetatea a venit? Și observați dumneavoastră, toți bolnavii și îndrăciții. Probabil că mi-aduc aminte că nu a fost doar vindecarea soacrului Pietru, dar a fost și vindecarea îndrăcitului. Deci toată lumea era la biserică. A avut un impact care imediat după aceasta practic toți au auzit despre ceea ce s-a întâmplat, cu toate că Domnul Iisus încerca să păstreze într-un fel secretul puterii lui pe o anumită perioadă de timp. Evident că toată lumea a venit, toți au fost vindecați, toți cei care au privit, vă dați seama, un oraș întreg ca să vină la ușa cuiva și să meargă rând la rând. Păi, cred că, și asta după apus, cred că până în timpurile târzii lucrul acesta s-a întâmplat. Și de ce veneau oamenii exact în seara aceea? De ce nu au venit a doua zi? Doar putea să spunem, știi, mai sunt și alte zile. Ei nu știau dacă Iisus o să fie și a doua zi. Și chiar dacă era ziua de sabat, Iisus o făcea asta pentru salvare, pentru mântuire, pentru omenire, pentru că aceasta era necesar pentru om. Și necesitatea nu se compară cu, nu știu, activitatea, cu lucru. Pentru că când ești însetat sau înfometat, tu mănânci, tu bei. Asta e nevoia umană de a
scoate omul din această suferință, de a-i elibera de jugul acesta satanii sau cum știți, putem spune. În popor avem o vorbă, nu lăsa lucrurile de pe azi pe mâine, ci da, găsește mâna ta să facă astăzi, să o facă astăzi, nu lăsa pentru ziua de mâine. Mai ales în lucrurile atât de importante sau lucrurile despre care vorbim aici. Oamenii aveau nevoie de vindecare și n-au lăsat pentru o zi. Dacă puteau să capete vindecare astăzi, astăzi au făcut. Pentru că el, de fapt, nu locuia în Capernaum, dar a venit în vizită. Exact, și oamenii au profitat de moment, de ocazie. Da. Temporar. Și lucrul acesta, probabil, că ar trebui să ne fie și nouă lecție celor care poate ne ascultă sau ne privesc, ca să nu lese problema salvării, soluționării de pe azi pe mâine, exact. Ci astăzi când auzi, astăzi când tu înțelegi, când conștientizezi, astăzi încă este timpul, pentru că așa se face că vremea, lucrurile, timpul, el este trecător. El nu va fi mereu. Da. Și lucrurile cum sunt astăzi nu va fi întotdeauna așa. Și lucrul acesta îl dovedește chiar Sfintele Scripturi. Și oamenii se grăbeau. Da, și imprevizibil, pentru că noi singuri chiar nu știm ce ne așteaptă mâine. Noi nu cunoaștem ziua de mâine. De ce noi, când auzim glasul, chemarea lui Iisus, care vine cu Duhul Sfânt la inima noastră, noi răspundem. Desigur că iarăși ne limităm noi sau alegem noi sau mai știu ce, da, punem diferite motive. Dar Iisus vine și ne cheamă, precum în acele timpuri, așa și astăzi. Și astăzi se fac minuni, prin puterea lui Iisus Hristos. Cu siguranță că între oamenii aceștia au fost persoane de diferite pături sociale, de experiențe și mai mult de atât. Calitatea lor religioasă era diversă, dar un lucru îi făcea ca să vină la ușa, ușa lui Iisus. Ușa unde era el, în audiență, nevoia și înțelegerea că această nevoie poate fi satisfăcută. Interesant spune Marcu în continuare, versetul 35, aduc aminte, este capitolul 1 din Evanghelia după Marcu. A doua zi dimineață, pe când era încă întuneric de tot, Iisus s-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Simon și ceilalți care erau cu el s-au dus să-l caute și când l-au găsit au zis, toți te caută, toți te caută. Interesant, de ce Marcu prezintă acest mic fragment din viața particulară, dacă aș putea să zic, o viață nu, privată a Domnului Iisus, viață secretă? De ce o prezintă? Și indică niște detalii interesante despre viața lui. Cum vă gândiți? De ce? Pentru că secretul puterii despre care s-a vorbit anterior, autorității lui, a tot ce făcea el, se conținea numai în acest mic detaliu, care pentru unii poate părea că nu e atât de important, dar e cel mai important, și anume comuniunea cu Dumnezeu sau rugăciunea. Timpul petrecut rugăciunii, cât timp acordă, cât ce prioritate pune în pe acest aspect. Și, de fapt, acesta era secretul misiunii Domnului Iisus. Credeți că Domnul Iisus, care este Dumnezeu, avea nevoie și El de rugăciune? Iată, asta vroiam chiar să comentez un pic, să atragem atenția. Iisus, care este Dumnezeu, chiar are nevoie de rugăciune? Și fără chiar păcat. El, da, care o ființă divină, da, și omenească, evident, asta și îl făcea, dar iarăși, aici arată dependența de Dumnezeu și această dependență arată la Cel care este dătător de putere, izvorul acelei necesități umane care izvora, să spunem așa, curgea prin Iisus Hristos. El era deschis și anume El vroia să primească această putere și o primea prin rugăciune. Deci noi, când ne alimentăm cu cuvântul Dumnezeu, Sfânta Scriptură, atunci când noi citim, este un principiu, dar alt principiu este rugăciunea. Pentru că atunci eu recunosc, adică cuvântul, eu cunosc pe Dumnezeu, puterea Lui, cum este El,
Dar prin rugăciune eu recunosc că eu nu pot fără Dumnezeu să fac absolut nimic. Probabil că aici se descoperă ce este rugăciunea. Dacă ființa divină are nevoie de rugăciune, probabil că această rugăciune este o comuniune, așa cum ați menționat și dumneavoastră. Este o comunicare. Este ce prezintă sau ce prezintă de fapt legătura cu Dumnezeul Tată, cu Dumnezeul Duhul Sfânt și în cazul acesta, sigur că avea nevoie pentru ca să aibă un timp special pentru ca să discute, să vorbească, să prezinte și în același timp să se încarce. Un lucru extraordinar, dăruit probabil că omenirii din partea lui Dumnezeu, este rugăciunea. Este posibilitatea de a vorbi cu El. Da. De a fi în audiența lui Dumnezeu. Și chiar Domnul Iisus folosește acest nu știu cum să zic, dar, prilej, să zic că este instrument, este greșit, dar o virtute pe care ne oferă El, rugăciune, în a ne adresa către El, de a fi în comuniune cu El, de a fi alături, comunicat, și lucrul acesta probabil că, de fapt, așa cum ați menționat, demonstrează secretul puterii Lui. Da. Și Marcu înțelege, conștientizează lucrul acesta, de aceea acest detaliu din viața privată este desecretizat. Pentru că devine un secret popular deschis pentru noi. Și pentru noi. Încă un detaliu. Dar știi de ce rămâne secret? Pentru că la scară largă se neglijează cu el. Absolut. Și aici aș vrea să remarc încă un detaliu important. Spune a doua zi dimineață, pe când era încă întuneric de tot. Deci, iarăși vorbesc despre ceva foarte important. Și dacă ținem cont de ceea ce s-a vorbit anterior, că seara după sfințitul soarelui au dus bolnavii aproape toată cetatea. Deci îmi dau seama că foarte, foarte târziu s-a culcat ca să odihnească și totuși, încă pe când era întuneric, deja se trezise ca să se roage. Deci aici iarăși se descoperă cât de importantă este rugăciunea pentru Domnul Iisus. Și El o face nu doar pentru El, ci pentru alții. Deci este o rugăciune atât personală pentru relația Lui cu Dumnezeu, Tatăl, cât și pentru misiunea, lucrarea pe care El o are de face cu oamenii. Evident că e o descoperire. El merge atunci când toată lumea doarme. El singur, nimeni nu-L vede, pentru că îl căutau, așa și spuneau. Deci nu te căutăm. El a fost privat, deci singur. Intim. E un contrast cu învățătorii timpului său, pentru că aceia aveau rugăciuni lungi în public, întinzând așa că oamenii se împiedicau de ei, ca să-i vadă că, uite, cât de oameni, da, că sunt oameni de rugăciune. Iisus face altfel. Deci este o relație intimă cu Dumnezeu, la care, de fapt, ne invită și pe fiecare dintre noi. Interesant că, după ce îl găsesc pe Domnul Iisus, El îi invită ca să meargă și să predice și în alte locuri. Dar, spune în drum, sau pe parcurs, sau în acest fragment, se prezintă versetul între versetele 40 și 45 o istorie. A venit la el, citesc, un lepros, care s-a aruncat în genunchi înaintea lui, îl ruga și zicea, dacă vrei, poți să mă curățești. Lui Iisus i s-a făcut milă de el, a întins mâna, s-a atins de el și i-a zis, da, voiesc, fii curat. Istoria vindecării unui lepros. Sigur că orice vindecare, mai ales lepra, nu știu dacă este cunoscută de lume ce înseamnă aceasta, în timpurile acelea, cu părere de rău, lepra era destul de răspândită, iar la ziua de astăzi sunt leprozorii, deci unde îi izolează pentru că este o boală contagioasă și este incurabilă, a fost incurabilă. De ce acest lepros a venit la el? Și ce s-a întâmplat mai târziu? Care a fost reacția acestui lepros? De ce el n-a ținut în secret rugămintea Domnului Iisus? Da, în primul rând,
descrierea în textul 40 arată disperarea acestui om, da? Încercați să vă imaginați, toți feresc, nu doar străinii, ci chiar și cei din casă, pentru că, de fapt, parcă a murit. A fi un lepros însemna că ești necurat, tu nu ai dreptul să fii în societate cu ceilalți, în casă, deci avea un loc apart, izolat. Deci erai un om care te simțeai un nimic, nimic, și toți se separau de tine. Și totuși el, acest text arată credința lui, da? Și disperarea lui, și înțelegea că, uite, anume, Iisus poate fi cel care ar putea să rezolve problema mea. Și credința, disperarea lui l-a împins că el să vină, să arunce în genunchi înaintea lui Iisus și chiar cum spune, îl ruga și îi zicea, dacă vrei, poți să mă curățești. Și Iisus, așa cum am spus și anterior, adică tu poți să mă curățești, da? Numai dacă vrei. Sigur. Lepra era menționată un păcat extrem al omenirii, ceva poate personal, ca rezultat sufletesc, al păcatului, ca rezultat, sigur. Și era privit din societate foarte dur și așa om într-adevăr avea nevoie, dar el nu putea să se amestece în decretele lui Dumnezeu. El cerea pentru că concepția lor era una, că asta este pedeapsa lui Dumnezeu. Asta este, să zicem așa, despărțirea de Dumnezeu. Deci așa credeau ei. De ce el zice, dacă vrei, el nici nu îndrăznea, pentru că ei credeau că astfel de oameni suferă din cauza păcatului. De asta el cere, Doamne, dacă vrei, desigur că Dumnezeu vroia și aștepta acest moment, dar pentru ei asta era de nepriceput, pentru că ei înțelegeau altfel lucrurile. Pentru că el se considera că el nu merită, da? Știind, da, poate viața lui, ceea ce a făcut, Doamne, eu nu merit. Dar dacă tu vrei, și iarăși vedem textul că Iisus a făcut milă, adică, dar în mila ta tu ai putea, Doamne, dacă cu adevărat ai milă, poți să o faci, da? Și iată, el apelează la harul, la mila, la îndurarea lui Dumnezeu. Evident că aici se întâlnesc și puterea și, deci potența lui Dumnezeu, potența Domnului Iisus și sigur că dorința lui sau voința. Și în cazul acesta el recunoaște potența, dar se încrede în voință. Și Domnul Iisus zice, vreau, cu siguranță că vreau. Pentru că e dorința Domnului Iisus, da, și ca să-și demonstreze, da, pe deplin bunăvoința, se atinge. Lucrul acesta era interzis. Da. Da. Dar el se atinge și îl face, îl vindecă, îl curățe. Însă Iisus mai departe dă niște recomandări insistente. Vezi să nu spui nimănui nimic, ci du-te de te arate preotului și adu pentru curăția ta ce a poruncit Moise, ce mărturie, ca mărturie pentru ei. Da. Deci, pentru cine? Pentru toată societatea. Era un procedeu. Toți știau cine este el. Însă, versetul 45 zice, dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta și cea mai... Și zice, Iisus n-a mai putut să intre pe față. De ce Iisus interzicea? Ca să se vorbească și plus la asta îi recomanda ca să meargă, insistent, recomanda ca să meargă la mare, da, preot. Se folosește așa expresie, secretul mesianic. Da, da. Adică el încerca să țină în taină mesianitatea lui. De ce? Pentru că putea crea o problemă, un conflict la nivel politic. Pentru că atunci când apărea cineva și se declara sau se considera că este Mesia, ar putea fi un pericol pentru conducătorul, împăratul sau guvernatorul acelei regiuni, că cine ăsta se răscoală, se revoltă, și atunci erau multe mișcări de aceasta revoluționare care se ridicau. Și de ce Domnul Iisus, ca să nu ridice din start aceste întrebări, el încerca să facă acest semn, dar să nu devină deodată prea cunoscute, prea publice. Deci, practic, tot ce făcea el avea o rezonanță în societate. Atât bună, cât și sigur că stârnea și invidii și amenințări. Și putea să împiedice lucrarea pe care ar putea el să o facă. Știți, în versetul acesta pe care l-am citit, Marcu parcă evidențiază un lucru. Din cauza că omul acesta nu putea să tacă, da, vă dați seama ce bucurie avea el. Sigur. N-a mai putut Domnul Iisus să mai vindice încă alți leproși. N-a mai putut să vindice încă și pe alții, pentru că nu putea să intre pe față, așa se spune, nu putea să intre pe față în cetate, ci stătea în locurile pustiu
pustii și deja oamenii veneau la el. Dar vă dați seama, lucrul pe care l-a făcut Domnul Iisus nu pentru că există nu știu ce acolo, lucruri mistice. Nu, era evidentă și era pragmatică. Dorința Domnului Iisus a fost ca să nu prezinte o rezonare înainte de timp în societate. Și pentru ca Domnul Iisus să dovedească mai multor oameni, mai mulți oameni să beneficieze. Și dacă să răspundem la cealaltă întrebare, de ce totuși leprosul a început să vestească dacă Iisus a spus nu? Sigur că e greu un om să țină așa un secret. Până atunci toți se fereau de el, nu ai dreptul să te apropii, dar acum era fericirea lui. Oameni buni, gata, eu nu mai sunt lepros, eu pot fi în mijlocul oamenilor. Eu minuni. Eu sunt ăsta, chiar da. Tu nu, dar nu se poate. Da, dar cum s-a făcut că ești curat? Ești sănătos, îți zic de unde și cum și povestea și vă dați seama ce rezonanță. Și de ce Domnul s-a insistat și a spus că du-te te arată preotului, pentru că dacă el mai întâi spunea cine a făcut-o, atunci preoții, având o prejudecată, putea să afecteze chiar pe el. Da, și putea spune că da, nu ai fost vindecat, da? Dar trebuia mai întâi să ducă ca preotul să confirme că a fost vindecat și apoi spună, uite, m-a vindecat. Da, e o chestie, Iisus. E o procedură pentru societate. Sigur că. Da. Înțelepciunea nimeni nu a amânat-o. Evident că subiectul pe care noi l-am studiat, pe care l-am prezentat sau pe care îl vedem aici, este comun pentru toate lucrurile, toate istoriile pe care noi le-am observat. În primul rând, invitarea ucenicilor. Tot e o formă de vindecare. I-a vindecat, eu știu, de mrejile lor, de viața lor. Le-a schimbat viața. Da. Toți au fost schimbați. Da. El a predicat și a schimbat inimile și viețile oamenilor. A schimbat chiar și destinul îndrăcitului și încă multor oameni care au fost vindecați de el. Și, înțelegem, secretul a fost în rugăciune. Secretul pe care îl prezintă Evanghelistul Marcu. Vă mulțumim pentru că ați fost împreună cu noi și ne-ați ajutat pentru ca să vedem frumusețea a ceea ce prezintă Marcu, descoperind pe Domnul Iisus Hristos, pe acela care a venit să vindece, având putere. Cu siguranță că avem și noi multe provocări. Poate avem anumite neînțelegeri, neclarități în viață sau chiar avem și boli, de ce nu? Scump prieten, cu siguranță că Dumnezeu are putere și Domnul Iisus lucrul acesta l-a demonstrat. Va trebui doar să-i oferiți ocazia ca să intre în inimile voastre și în viețile voastre. Și acolo unde este Iisus, El schimbă totul. Dacă v-a plăcut acest material, vă invit ca să ne dați o reacție și vă invit să vă împărtășiți cu el. Încercați să priviți și materialele anterioare, iar apoi să ne urmăriți în continuare. Iar noi vă spunem la revedere până data viitoare.